Bine ai venit pe canalul nostru. Dacă îți place ce facem, te așteptăm cu o apreciere și un subscribe. Am aflat cine sunt concurenții din finala Survivor România All Stars. Surprize mari în Republica Dominicană. Survivor România All Stars se apropie de marea finală și deja se știe cine va intra în grupul restrâns cu șanse la marele premiu. Finala Survivor România All Stars va fi difuzată, parese, undeva la sfârșitul lunii mai dar, până la momentul finalei. Deja se știe care concurenți reușesc să ajungă în fața telespectatorilor în înfruntarea pentru marele premiu și trofeul show-ului difuzat de Pro TV, cine ajunge în finala Survivor România All Stars. Înfruntările de la Survivor România All Stars devin din ce în ce mai încinse, mai ales că se apropie finala. Iar cum filmările sunt deja avansate din Republica Dominicană, au început să apară vești după vești despre finaliști. Iar surprizele sunt cât se poate de mari. Astfel, din informațiile difuzate de viperele vesele, se pare că în marea finală de la Survivor se vor înfrunta doi războini și un faimos. Cu toții, băieți, toți intrați în show încă de la început. Mai exact, după ce acum câteva sere a fost eliminat, în înfruntările de la individuale, Sorin Pușcașu au mai rămas trei. Cei trei concurenți care intră în finala Survivor România All Stars sunt Iancu Sterp, Zan și Andrei Ciobanu. Conform informațiilor difuzate până acum de ProTV. Câștigătorul show-ului de supraviețuire va fi decis de votul telespectatorilor. Ian Custerp, Zan și Andrei Ciobanu se vor lupta în finala emisiunii, care va avea loc la sfârșitul lunii mai pentru marele premiu în valoare de 100.000 euro. Ultimii eliminați din competiția Survivor România All Stars înaintea marii finale vor fi Robert Moscalu și Sorin Pușcașu, susține sursa citată. Ian Custerp, favorit la trofeul Survivor. Iar aici, cu siguranță, este avantajat Ian Sterp. Măcar că, până acum, Andrei Ciobanu a pendulat între războinici și faimoși și a fost readus în concurs după ce, inițial, a fost eliminat la duel de anapal. Zani la fel după ce este eliminat și trimis în exil. Va ajunge înapoi în show. Acolo o va elimina, la rândul său, pe Ștefania Ștefan, cea mai eficientă concurentă din istoria Survivor. Evident, întoarcerea lui Andrei Ciobanu în show, înfruntările cu actualii și foștii colegi de echipă nu i-au fost favorabile. Cel puțin, o parte a publicului a contestat întoarcerea lui la Survivor, considerând că este nemeritată. Iar pe viitor, când va fi difuzată întoarcerea lui Zani, este foarte probabil să se petreacă același lucru. În schimb, Iancu a fost constant de-a lungul show-ului, chiar dacă a avut o serie de reacții care au fost judecate aspru, mai ales de femei. Când vine vorba de eficiența concurenților care ar ajunge în finala Survivor România All Stars, lucrurile sunt clare. Mai exact, cel puțin până acum, Zani este cel mai bun dintre cei trei finaliști ai show-ului de la ProTV. Faimosul are o eficiență de 54,5%, cu 42 de victorii din 77 de meciuri jucate până acum. Ne referim, desigur, la cele difuzate până în prezent de ProTV, filmările fiind deja, mult mai avansate pe locul al doilea s-ar clasa Ian Sterp. În clasamentul eficienței, el are 33 de victorii din 65 de meciuri, adică un procent de 50,8%. Andrei Ciobanu, războinic, apoi faimos, apoi iar războinic, are, la ora actuală, o eficiență de 50%. El a câștigat 33 de meciuri dintr-un total de 66 difuzate până acum. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru noutăți zi de zi.